Prin punctul de trecere al frontierei Albița s-a prezentat pentru a intra în țară un cetățean din județul Constanța la volanul unui tractor cu remorcă. Din studiul documentelor însoțitoare ale transportului a rezultat faptul că acesta efectua un transport de 15 piese metalice de la o firmă din Chișinău către o persoană juridică din Constanța, având ca loc de descărcare a mărfii localitatea Tulcea. Existând suspiciunea că încărcătura declarată constă în deșeuri metalice, s-a efectuat control fizic amănunțit și s-a constatat că în semiremorcă, pe lângă marfa declarată, aflată într-o stare avansată de uzură, exista și o cantitate semnificativă de deșeuri metalice nedeclarate. S-a luat măsura reținerii mijlocului de transport și a întregii încărcături de marfă fiind depozitate în terminalul punctului de trecere a frontierei albița. Având în vedere cele constatate, cetățeanului în cauzei s-a întocmit dosar penal urmând a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Huș cu propunerile legale.